După ce s-au certat pe funcții și negocieri, liderii ALDE de la Gorj nu-și mai vorbesc aproape deloc. Neagă conflictul intern, dar situația în organizația județeană este critică. În momentul de față, care este relația dumneavoastră cu domnul Dian? Ce să vă spun? Este, nu a zice, o relație tensionată. Colaborarea noastră în ultima perioadă n-a mai fost una ca până acum, dar în sfârșit eu am spus că eu sunt dispus în orice moment să pun capăt. Duminică sunt la București, avem un birou politic, ne vom întâlni cu toții, cu mic, cu mare, vom analiza, vom vedea, va trebui să găsim soluțiile care ne sunt viabile, să zic așa, și de o parte și de alta. După ce aripa APC a făcut scut în jurul lui Daniel Constantin, foștii liberali au strâmbat din nas. Plecarea la congresul de la București este sub semnul întrebării pentru vechii conservatori. La congres veți participa? Deocamdată, haideți să vedem ce se întâmplă în birou politic de duminică și după care vom lua o decizie. Nu pot să vă spun acum, știți foarte bine, evident cum este și normal, eu sunt un membru al Partidului Conservator și, ca să știe toată lumea, îmi păstrez poziția mea, pentru că, după cum și colegul dumneavoastră știe foarte bine, am fost membru PUR, membru PC, membru ALDE și niciodată n-am să schimb poziția. Eu am ieșit afară din sală alături de copreședintele Daniel Constantin și de ceilalți colegi și, ca atare, asta este situația și nu pot să fac un pas înapoi. Congresul ALDE va avea loc la jumătatea lunii aprilie.